Atacul s-a petrecut în plină zi pe o stradă din centrul orașului. Trei câini de luptă au sărit gardul înalt de 2 metri al curții în care se aflau. Unul dintre animale, din rasa Amstaff, a încolțit o tânără de 21. De 4 ani și jumătate a fost fârșia de câinele familiei în Maramureș. Câinele, un Amstaff periculos, fusese adus de... Oamenii trebuie educați. Omul care intră mie în casă trebuie să știe că trebuie să vorbească cu câinele, trebuie să știe cum să îmi ia câinele, pentru că eu degeaba educ câinele și am pretenția să mă asculte câinele în condițiile în care omul nu mă ascultă. De ce aș avea pretenția de la câine? Câinele de ce ar face dacă omul de lângă mine nu face și nu înțelege? Inițial am vrut să fac un video în care să-l provoc și să vă arăt cât de agresiv este, unde este agresiv, de ce este agresiv. Pentru că mie mi se pare normal ca el să, ca un câine, nu indiferent de rasă, să-și apere teritoriul, să-și apere stăpânul, să reacționeze dacă intră cineva necunoscut în casă. Toată lumea care vine la mine în casă știe că trebuie să vorbească cu el, știe că dacă bate la ușă el se va repezi în ușă, dar în momentul în care va intra în casă și câinele îi va auzi vocea sau îi va spune numele, îi va spune pe nume și se va juca cu el, câinele nu va mai avea absolut nicio treabă. Mie mi se pare asta o condiție esențială, ca lumea să știe să interacționeze cu ei. Pentru că dacă lumea nu știe să se comporte și nu învață să se comporte, mi se pare perfect normal ca animalul să reacționeze. Și eu văd și bișonii agresivi, văd și Yorkshire agresivi, văd o grămadă de animale care sunt agresive. Diferența dintre ei o face doar mușcătura, puterea cu care se poate urca pe un om, poate dobori un om. Noi toți deținătorii de Amstaff, de Pitbull, de Cane Corso, de etc. Se trebuie să știm cum să gestionăm acea mușcătură, să nu ne lăsăm conduși de ei și consider că asta ne va face să conviețuim 12, 13, 15 ani, fără incidente. Noi nu am avut niciun incident. El este King, un metis de Amstaff, nu avem pedigree, de 4 ani, foarte dominant la început, care nu a acceptat absolut niciun animal, dar care pe parcurs a trebuit să se obișnuiască, pentru că a stat în casă cu un copil de 10 ani. Copilul prima dată a adus în casă un hamster, 2 hamsteri, cu care câinele vrând nevrând a trebuit să se adapteze. După aceea i-am introdus pui de pisică, da, mami? Un porumbel, ești atent la mine, ești atent, ce este? Ai vrea să te joci cu iepurile, dar el nu vrea, că nu este a noastră, nu este cu ei noastră, da? Da, mami? Așa. Nu am avut absolut niciun incident, nici măcar cu copilul. Copilul îl pune în ce poziție vrea, cum vrea. În schimb, pe stradă este foarte protector. Mama! El nu se joacă, mami, nu știe să se joace, mami, ușor. Noi considerăm că putem face față cu brio unui astfel de caracter. Considerăm că animalele preiau extrem de mult din caracterul oamenilor. El caută joacă, doar că iepurile nu este dispus să se joace cu el atât de mult. Nu am reușit, el acceptă animalele, nu am reușit alte animale să le facem să-l accepte pe el, pentru că are tendința de a se repezi în joacă. Și majoritatea fug, cele mici. Hamsterii, bineînțeles, că îl călăresc, stau peste el, se joacă. Iepuri fug, nu stau prin casă, deși au tendința de a-l mirosi, de a cunoaște. Noi nu suntem agresivi, stăpânii ne fac pe noi agresivi. Orice câine, dacă este dus în acea direcție, devine agresiv. Am gândit să arătăm cât de buni suntem, cât de frumos putem conviețui cu alte animale, că suntem educați,
că părinții ne educă și cam atât. Sperăm să schimbăm concepții. N-am treabă cu el. Nu sunt eu la noi, nu... Dar cum minte, măi, Răzvan? Înțelegător, înțelege. Da. Vorbești cu el ca cu omul. Deci înțelegător, înțelege. Stai cu minte, vin aici, stai jos, intră în cușcă, ești afară. Deci, înțelege ca un om. Da. Da, păi... Dacă dai el, mai știu ce faci, atunci mercate de sapă. Niciodată. Dacă îi spun că cu minte ce dai el, nu poți să-i spun că s-au acus degeaba. Că îi spui stai jos, da. El stai jos. S-a terminat. Da, păi eu întreabă pe mama, dar ce-i făceam eu? Păi, cu piciorul, dă-te mai încolo, leacă-mă. Să-ți ce o leacă-mă. Dă-te mai încolo, leacă-mă. Ce-a mai încolo, leacă-mă. Deci știi că se dea o leacă mai încolo. Dar când l-ai certat, te-a mărit vreodată când l-ai certat? Sau altceva. Dă-te mai așa. Dă-te mai așa. Deci el știe mai așa, se dea mai așa o leacă. Da. Deci el e foarte conștient. Nici eu nu l-am lăsat deloc, știi, așa mai... L-am instruit, Da. Răzvan, știi ce-mi facea? Se scula și cu botul la mâna mea, așa făcea cu botul, mă scula. Sau mă ringea pe mână. Că era mâna afară din plapă. Ca să scoli să-l duc afară. Mă rângea pe mână. Când mă rângea pe mână, știam că trebuie să merg afară. Când îmi vine la ușă. Da. Oricare fie la ușă, orice vineam eu, îndeam drumul în casă, n-aveam probleme pe dimineață. Măi, tu știi ca un om cu minte. Înțelegător, un om cu minte înțelegător. Uite, asta se numește un câine periculos și rău. Rasa Amstaff. Asta nu mai e periculos și rău, nu e? Decât dacă îl crești așa și îl educi așa. Altfel e un câine la fel de iubitor ca oricare altul. Nu-i așa, Gisi? Nu-i așa, mami? Lumea judecă o rasă pentru ce fac unii oameni, dar oamenii sunt de vină, nu câinii. Nu există câine rău, doar om rău. Care dresează un câine să fie rău. Ea este Zâna, eu sunt Claudia. Eu sunt Aurel. Și împreună deținem canisa Dragocan din România. În prezent avem 6 căței rasă pură din rasa Amstaff.
Toți dețin pedigrii, merg la concursuri, călătoresc cu noi în toată lumea, sunt niște câini de familie extraordinari. Am văzut la televizor din ce în ce mai multe filmări și știri despre faptul că acești câini din această rasă atacă și sunt agresivi, dar aici s-a creat o mică confuzie, pentru că această rasă este selectată de către crescători ca să nu fie agresivă și noi lucrăm intens pentru lucrul acesta. Acești câini din rasa respectivă merg la expoziții unde sunt arbitrați, sunt testați temperamental și îi fac să devină niște companioni foarte buni. Sunt extraordinar de docili cu copiii, sunt buni cu alte animale. Noi avem pisici, avem nepoți, copii mici care vin și pe la noi și ei trăiesc cu toții. Nu devin agresivi unii față de alții sau față de alte animale. Nepoțelul nostru are 6 ani și cel mai bun prieten al lui este Jimmy, tot un exemplar din rasa Amstaff. Are 10 ani, se bucură foarte mult de compania nepoțelului nostru. Se joacă împreună, aleargă împreună. Nepoțelul nostru, Victoraș, nici nu vede cum s-ar putea bucura de copilărie mai frumos fără acest cățel. Da. Pe lângă faptul că ei sunt niște câini de familie pentru noi, în același timp încercăm să avem și performanțe pentru rasă, să perfecționăm rasa din ce în ce mai mult și mai bine. Mergem în toată lumea la expoziții cu ei, expoziții europene, cât de curând mondiale, în România participăm la multe dintre expoziții și avem rezultate foarte, foarte bune și multe cupe acasă. De asemenea, testele genetice pentru ei sunt un lucru esențial, pentru că un câine care nu are testele de cum este rasa respectivă de ataxia, o boală la creier, dacă noi o să reproducem câini care au boli genetice, atunci puii care se vor naște pot avea bolile acestea și în scurt timp câinii să moară. De aceea noi și testăm și în urma testelor făcute reproducem exemplarele cele mai bune. Zâna a fost cu noi în concediu astă vară și la fel de puteroasă era și când stătea la soare și se prăjea acolo. Copiii veneau tot timpul și se jucau cu ea și o mângâiau și se bucurau de prezența ei pe plajă și se bucurau de faptul că pot sta în prezența unui câine atât de liniștit și fără să le fie deloc teamă. Aspect arată puternic, arată într-un fel impunător, dar inima lor, sufletul lor este ca de copil. Ei se bucură la orice. Ei înțeleg orice, este o rasă foarte inteligentă, ușor de dresat. Ia, acum e puturoasă, nu cred că vrea să joace cu tine. Ușor de dresat, ușor de... Ei te înțeleg ușor. Dacă te simți supărat sau foarte fericit, ei știu asta. În momentul în care ești supărat, ei vin lângă tine și parcă zâmbesc, așa fac tot felul de lucruri, numai să te facă să fii din nou cum trebuie. Dacă ești prea fericit, și ei știu să se bucure cu tine. Îi vezi după ochii, îi vezi după ce exprimă prin trupul lor. Sunt niște câini minunați și este păcat că s-a creat această falsă identitate a lor, că sunt niște câini răi, agresivi, mari și... Nu este așa. Ei sunt exact ca niște copii. O vedeți pe Zâna cât de relaxată ea este aici la noi doar de o săptămână. A venit cu avionul, a fost și am luat-o din canisă cu avionul. În timpul transportului a fost foarte ok, foarte relaxată. La aeroport toată lumea a scos-o din cușcă, au drept-o la raze. Nu a prezentat niciun fel de urmă de agresivitate față de vreun străin de acolo. Atâtea zeci de persoane și totuși a fost, cum o vedeți aici.
Noi suntem niște persoane foarte sociabile și ne place frecvent să organizăm mici petreceri la noi acasă, unde să facem un mic grătar sau, îi spune noi, o tochetură la tuci și prietenii noștri când vin la noi, singura problemă este, nu că le e teamă de căței și le e teamă că sunt prea bucuroși să se joace cu ei și să nu-i murdărească, să nu le murdărească pantalonii sau să nu... Așa, și jocul lor preferat este adu bățul înapoi. Avem și câteva filmulețe în sensul ăsta în care aruncăm un băț și tot șase odată aleargă după băț bucuroși și unul dintre ei îl prinde și ceilalți aleargă după celălalt și se joacă împreună foarte, foarte minunat. Da. De asemenea, în expozițiile canine, acolo, de exemplu, în România, la rasa Amstaff, sunt cam cele mai multe exemplare care intră în ring. Se întâmplă și în România 5-6 exemplare în străinătate la europene, la mondiale, câte 30-40 de câini. Dacă erau agresivi, cu siguranță ar fi încercat să se lupte între ei, însă acești câini se uită doar la stăpânul sau la dresorul lor cu care este în ring și execută ceea ce știu că trebuie să facă acolo. Un arbitru care este un om total străin pentru câine. Intră în ring, trebuie să-i bagi mâna în gură, să-l studieze la dinți, să studieze osatura. Da, să ne arătă noi dinții. Câinii niciodată nu prezintă agresivitate față de un arbitru. Ei pur și simplu stau și nu că ar fi neapărat dresați în privința aceasta. Dar ei așa sunt de fel, ei sunt niște câini docili, sunt niște câini care iubesc să stea cu oamenii, sunt niște câini făcuți să conviețuiască cu oamenii, să-i înțeleagă și să-i aprecieze în tot ceea ce fac pentru ei. Ea vine cu noi peste tot, în concedii, după cum am spus, nu. Și nu mai ia, îi luăm pe rând, pentru că nu putem, da, când mergem la munte sau la mare, undeva aproape în România, putem să mai luăm și sala la ulac pe tot șase, dar când mergem undeva mai departe, luăm câte unul. Pentru că e puțin mai greu să ai grijă de tot șase odată când mergi undeva în deplasare, dar chiar și cu tot șase, eu merg cu ei pe munte fără lesă, ei niciodată nu se mișcă de lângă mine. E adevărat că am ceva cunoștințe de dresaj. Canisa noastră are mulți ani, avem aproximativ 12 ani de când creștem rasa, dar asta nu-i face pe ei cu nimic deosebit față de alții. Câinii sunt foarte cumiți și sunt ok și cu alte animale. Ea merge în fiecare zi cu noi în parc, se joacă cu alți căței străini, cu alți oameni, copii. Oare este așa cum a venit acum. Ea acceptă nouă oricând. Și așa sunt toți. S-a creat această falsă concluzie din punctul meu de vedere pentru că există și rase agresive, rase care se aseamănă poate cu această rasă și care de către persoane neautorizate au fost multiplicate în mod greșit și au reprodus acele linii agresive fără să-și dea seama ce impactul negativ care îl poate avea asupra societății și asupra oamenilor. Dar vrem să știți că există această confuzie și vrem să știți că rasa Amstaff este cea pe care o avem noi aici. American Staffordshire Terrier. Niște căței foarte iubitori, niște căței de familie, niște căței care iubesc să se joace, iubesc copiii, iubesc să se plimbe. Vă mulțumim! Și sper să ne auzim cât de curând. Vă pupăm! Bye! Azi! Bună tuturor! Eu sunt Florentina. El este Boica. Avem 6 luni. Până acum nu ne-a creat nicio problemă. Ne fiind agresiv nici cu oamenii și nici cu câinii. Da! Și nici nu va fi, pentru că ne vom ocupa de ajuns de educația lui. Ea este Maia, o femelă de Amstaff, în vârstă de 1 an și 2 luni. Calmă, echilibrată, cu minte. A fost arbitrat în concurs.
Nu e agresivă cu alți căței? Răspunde doar dacă este provocată. Maia? Bravo. Max, zi o vorbă. Zi o vorbă. Gata. Așteaptă. Ia-l. Bravo. Rasa Pitbull, ceea ce dețin eu, este o rasă care a fost creată strict pentru luptele între câini. Această rasă a fost selectată ca să aibă zero agresivitate asupra unui om. Dacă doi câini care erau puși într-un pit, într-o fosă, să se lupte, își mușcau stăpânul când acesta trebuia să-și ia câinele de pe adversar, adică să-i desfacă priza. Dacă stăpânul era mușcat, acest câine era efectiv împușcat, omorât pe loc. Deci nu stăteau să se gândească de două ori la a ține câinele în viață sau nu. Știu că este puțin cruel și foarte înspăimântător ceea ce v-am spus, dar așa s-a selectat această rasă. Da, sunt linii care efectiv au fost man-biteri, adică care au mușcat oameni, doar din cauza că erau foarte buni în ceea ce făceau, adică în lupte, s-au lăsat să se continue cu aceste linii, să-și ducă liniajul mai departe. Acești câini, da, sunt foarte agresivi, adică au o agresivitate innată față de alți câini. Asta nu înseamnă că nu se va putea scoate din caracterul câinelui în totalitate această agresivitate, dar se poate dresa câinele și se poate învăța sau munci cu el să ajungă la un nivel foarte scăzut. Adică să nu mai aibă acea explozivitate când vede un câine, să nu mai atace. Bineînțeles, stăpânii care avem aceste rase știm cum să-i controlăm, știm cum să ducem acea agresivitate sau cum să muncim cu acea agresivitate. Nu am agresivitate față de oameni, deloc. Pot să spun că mă duc cu câinele meu peste tot, mă duc cu el în oraș, mă duc cu el cu metro, mă duc cu el cu trenul, multă lume pune mâna pe el, se bucură când lumea îl atinge, doar că el este ca și oamenii, fiecare câine, are un alt comportament, el este foarte precaut cu persoanele, se apropie încet, nu foarte agitat, în fine. Ceea ce se face în ziua de astăzi cu aceste rase, ca acea agresivitate, cum v-am spus mai înainte, să se ducă în altă parte, este sportul. Ce sport se realizează cu un pitbull? În general sărituri, ca și săritură în lungime, săritură pe un perete vertical, tragere cu greutăți, se organizează concursuri făcute de ADBA. În România, în ziua de astăzi, multă lume își pune câinele în lupte. Câinele nici măcar nu este, să spun așa, antrenat cum se antrenau câinii mai demult de luptă, adică un antrenament, vorbim de un antrenament psihic cât și fizic. Câinele trebuie să fie mentalizat cu ceea ce face, atât în sport cât și în lupte. E bine, nu. Ei preferă să iau doi câini, să-i pună la colțul străzii sau în fundul curții, să se bată între ei și ce se ajunge, se ajunge pe 100 de lei, 200 de lei. Acești câini ajung să fie foarte agresivi, atât cu oameni, pentru că sunt frustrați, nu au o stabilitate. După aceea ne mirăm că ajung în una de posturi. Cu copiii pot să vă spun că sunt foarte protectivi. Sunt foarte docili, liniștiți în general. Nu sunt agitați sau să fie agresiv, cum am mai spus, ceea ce așa a fost toată rasa. Nu sunt agresivi, au zero agresivitate față de om, repet. Eu pe Simba îl am ca și animal de companie, ca și un câine sportiv, pentru că nu fac cu el lupte, ceea ce mi se pare foarte normal. Îl țin ca și un câine sportiv, facem săritură, facem long jump, high jump, wall climbing, adică în general sărituri și tragere de greutate. Cam atât am avut să vă spun. Achizi. Sper că v-am reușit să vă schimb mentalitatea puțin.
raport.